Astra Giurgiu s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Ligii, după ce aseară a învins cu 2-0 la pauză 1-0 echipa FC Voluntari. A fost o partidă ce nu a creat mare emoții giurgiuvenilor, în condițiile în care Marius Șumudic a menajat sau a fost nevoit să nu joace cu jucători importanți din lot. Astra a jucat așadar fără Budescu, Lung, Găman, Dandea, Junior Moraes sau Teixeira, dar sportivii intrați pe teren au găsit totuși resurse pentru a învinge. Au marcat Dinos Gurie și Denis Alibec într-un meci spectaculos cu ocazii de gol la ambele porți. Astra s-a calificat după ce a deschis scorul încă din minutul 6 prin Gurie Ninos, care s-a aflat la primul său gol în România și în fața primului joc ca titular. Ilfoveni au rămas în 10 oameni în minutul 69, când Văduț a văzut al doilea cartonaș galben, iar scorul final a fost stabilit de Denis Alibec în minutul 73, care a profitat de ieșirea greșită a lui Botaș din poartă și a majorat scorul, după o fază ca în curtea școlii. Iată rezultatele din optimile de finală, în ordinea disputărilor. Concordia Chiajna, FC Botoșani 3-0, ACS Poli Timișoara, Petrolul Ploiești 1-0, CSMS Iași, CFR Cluj 0-1, FC Voluntari, Astra Giurgiu 0-2, Pandurii Târgu Jiu, Dinamo 0-2 și am lăsat la urmă FC Viitorul, CS Universitatea Craiova 0-0 după prelungiri și 9-8 la loviturile de departajare, într-o partidă în care au tras la poartă toți jucătorii de câmp aflați pe teren. Era 8-8 și a venit rândul portarilor. Golkeeperul Viitorului, Albut, înscrie pentru 9-8, iar portarul Craiovei, Straton, trimite mult peste poartă și Viitorul se califică în sferturi. După aceste partide, echipele învingătoare s-au calificat în sferturi și acestora li se alătură formațiile Steaua și ASEA Târgu Mureș, care vor evolua direct în această fază. Astăzi la Federația Română de Fotbal a avut loc tragerea la sorți a 16-milor Cupei României, ediția 2015-2016. La extragerea din urne au participat cele 18 echipe calificate din turul 5 al Cupei și 14 cluburi din Liga 1. Astfel, cele 32 de formații au fost împărțite de organizatorii în 3 urne valorice și vor urma 16 meciuri. Astra Giurgiu va întâlni în deplasare Unirea Brânceni. Unirea Brânceni, echipă de Liga a 4-a, va întâlni pe Astra. Iată și celelalte partide stabilite în urma tragerii la sorți. Bacău, CSU Craiova, Unirea Târlugeni, Petrolul, Ucluj, Steaua, CS Balotești, CFR Cluj, Bucovina Pojorâta, ASEA Târgu Mureș, CS Miloveni, FC Botoșani, FC Baia Mare, FC Voluntari, Ripensia Timișoara, Viitorul, ACS Berceni, CSMS Iași, CSM Râmnicu Vâlcea, ACS Poli Timișoara, Dacia Unirea Brăila, Dinamo, ASEA Ardealul Târgu Mureș 2, Concordia Chiajna, UTA Bătrâna Doamnă, Pandurii Târgu Jiu, FC Brașov, Rapid CFR Suceava și Academica Clinceni, Viitorul 2. Pentru jocurile din optim, sferturi de finală și semifinale, echipele calificate vor fi repartizate în același urne valorice ca și în cadrul 16-milor. Tragerea la sorți urmând să se efectueze în mod similar. Jocurile din 16-mile, optimile și sferturile de finală se dispută în sistem eliminatoriu, într-o singură manșă, pe terenul echipei de categorie inferioară sau mai slab clasată în campionatul precedent. Derbiul celei de-a doua etape a Ligii a patra fotbalistice Seria Sud va fi pentru campionatul județului nostru întâlnirea de mâine dintre Arsenal Malul și Dunărea Giurgiu, partidă disputată de Giurgiu venind deplasare cu începere de la ora 17. Este cu siguranță partida asupra căreia se îndreaptă cele mai multe priviri, pentru că Arsenal este campioana în titlu și finalista Cupei Județene, în timp ce Dunărea își dorește ca această întâlnire să fie o opțiune serioasă spre targetul pe care și l-a planificat, locul 1 sau 2 la finalul turului. Abordăm jocul cu încredere. Suntem convinși că favoriți sunt cei de la Malu, pentru că ei sunt și campionii județenei anul trecut. Sunt favoriți, încercăm să facem un meci bun și, indiferent de rezultat, noi oricum, obiectivul nostru este pe termen lung, nu ține cont de acest meci, indiferent de rezultat, v-am zis. Mai ne vedem de obiectivele noastre. Obiectivele ca obiectivele, dar Dunărea a învins în prima etapă pe Spicul Izvoarele cu 11-1. Este acest scor unul care vizează o detașare prin gol averaj, având în vedere că cele mai importante întâlniri dintre echipele cu pretenții la titlu sunt planificate în primele trei etape. Nu cred că va fi problema gol averajului. Într-adevăr, noi și cei din Malu am întâlnit două echipe care nu erau pregătite pentru începerea campionatului, dar din punct de vedere fizic, și asta a făcut diferența acestor goluri, dar pe parcurs ce vor mai se
vor mai disputa etape, o să vedeți că echipa Izvoru și cei de Valea Dragului vor avea rezultate bune. Altfel, Dunărea abordează partida cu Arsenal în linii mari cu același lot din întâlnirea cu Spicul. Va fi același 11, pentru că noi urmărim și o omogenizare a lotului. Cei de la Malu joacă și de anul trecut împreună, deci lotul lor este mai omogen ca nostru. Asta urmărim și noi, ca în timp să ne omogenizăm, deci cu alte cuvinte, începem cu același 11, deci nu e niciun secret. Ne îndreptăm acum atenția spre Arsenal Malu. Cum privește staful acestei echipe întâlnirea de mâine? Mai ales că Arsenal a câștigat acasă ultima partidă directă cu Dunărea, scor 5-1. A trecut ceva timp de la ultima întâlnire dintre noi și Dunărea. Studiu, în ambele echipe au suferit schimbări și mai bune sau mai puțin bune, asta vom vedea mâine la meci. Cum se văd meciul de mâine? Un meci interesant pentru spectatorii de ultru. Trebuie să oferim un spectacol frumos tuturor celor care vor veni să ne urmărească. Și, bineînțeles, sperăm în cele trei puncte să le câștigăm noi și să le păstrăm la mar. Aceeași întrebare și pentru președintele Arsenalului. Atât Malu cât și Dunărea au marcat foarte multe goluri. Voi 18, Malu, Giurgiuveni 11 în prima etapă. V-ați hotărât să jucați la o departajare la golaveraj? Nu, e foarte adevărat, am marcat multe goluri, dar nu trebuie să ne raportăm la primele meciuri. Niciun meci înseamnă poate, poate a fost pentru o întâmplare, poate aceea a fost să fie. Meciul de mâine vom trata cu maximă seriozitate. Am uitat deja cele 18 goluri marcate în poarta celor de la Progres Valea Dragului. La finalul transmisiei noastre telefonice, l-am rugat pe președintele clubului Arsenal Malu să ne vorbească despre lotul ce va intra mâine în teren. În afară de Gheorghe Mariuț, fondașul central care mai are de ispășit două etape din pedeapsa pe care a luat-o în finala cu Perichetene, tot lotul este valid. Urmează să aflăm și noi astăzi primul 11 și cei 11 jucători din lot pe care Mariuț, fondul antrenorului echipei, va păstra pentru acest meci. Așadar, mâine de la ora 17 pe Arena din Malu, Arsenal contra Dunărea Giurgiu, în etapa a doua a ligii a patra fotbalistice, Seria Sud. De la fotbal trecem la tenis de masă. După un onorant loc 4 pe echipe la nivel național, copiii de la CSM Dunărea se pregătesc pentru a participa la Cupa României. Vom participa la Cupa României la categoria 8-10 ani, cu fetițele Bănaru Marina, Găină, Daniela, Pălângean, Iris și Stănescu Maria. Imediat, săptămâna următoare, mai bine zis finalul lunii septembrie, vom avea la Giurgiu un concurs deosebit de puternic, mai bine zis campionatul național de seniori divizia B, fete și băieți, în care se vor angrena 16 echipe de băieți seniori și 8 fetițe, 8 echipe de senior fete. Imediat după Cupa României urmează un concurs foarte puternic organizat la Giurgiu, campionatul național de senior divizia B, fete și băieți, la care vor participa 16 echipe de băieți și 8 echipe de fete. Pentru că Astra are etapa acasă la acea dată, campionatul național de tenis se mută din locația complexului sportiv Marin Anastasovici. Competiția o disputăm în sala polivalentă, unde ne vom deplasa cu cățel și purcel, cum ar veni, mese, mantinele, măsuțe de arbitraj, băncuțe pentru rezervele de jucători. Arbitrajul va fi efectiv numai și numai din Giurgiu, pentru că asta implică, dacă am luat de la București, implică niște costuri financiare care nu vrem să intrăm în amănunt. Campionatul național de senior divizia B de la Giurgiu se va desfășura în zilele de 24, 25, 26 și 27 septembrie, iar giurgiuvenii sunt invitați la sala polivalentă zilnic, în sesiunile care încep la ora 9 dimineața și la 16 după amiază.